să vorbim despre parfumuri de primăvară. Chiar dacă eu iubesc la nebunie parfumurile de iarnă, pentru că sunt ceva mai greoaie, mai puternice, mai opulente, trebuie să recunosc că am așteptat foarte, foarte mult primăvara și implicit și mirosurile asociate cu ea. Așadar, cu mare bucurie în suflet, fac trecerea de la parfumurile de iarnă la cele de primăvară. Și vreau să vă arăt și vouă 10 parfumuri, cred că am, dacă știu să număr cum trebuie, dar în cazul meu asta nu este o garanție, dar cred că sunt 10 parfumuri despre care vreau să vă vorbesc astăzi. Și da, sunt în continuare cu vocea mea super sexy de după răceală și cu nasul înfundat, așa că o să iasă extraordinar acest clip. Bun, hai să începem. Vreau să țin foarte scurt clipul ăsta, atât cât se poate de scurt pe canalul meu, așa că vreau să spun doar câte 2-3 vorbe la fiecare parfum, pentru că oricum le-ați mai văzut la mine pe canal, nu sunt noi, am 2 parfumuri pe care n-am apucat încă să le folosesc, dar și pe astea le-ați mai văzut la mine, v-am vorbit despre ele. Bun, și pam pam, primul despre care voi vorbi este For Her de la Narciso Rodriguez. Este în varianta apă de parfum cu sticla aceasta roz și este unul dintre preferatele mele pentru primăvară. Dacă mai auziți ceva sunete, responsabilul este Jazz. Se fâție pe aici, se scutură, se scarpină, se nu știu ce face. Da. Bun, revenind, For Her, Narciso Rodriguez. Este un parfum cu trandafir, culmea, și mie nu-mi place trandafirul în mod normal în parfumuri, dar aici este cumva acoperit de mosc, pentru că știm foarte bine, Narciso Rodriguez este recunoscut pentru acest ingredient. Acest mix între trandafir și mosc dă foarte bine, mai sunt și alte ingrediente pe lângă, bineînțeles, dar acestea două se simt cel mai bine și este un parfum foarte frumos, este un parfum elegant, îl văd mai degrabă purtat de o femeie, nu neapărat de o fată, să spunem, adolescentă sau pe la, nu știu, 18-20 de ani, nu chiar. Merge puțin mai încolo, să zicem, peste 25 de ani. Bineînțeles, fiecare poartă ce vrea și ce-i place, dar așa simt eu parfumul acesta, că se duce cumva în zona de femeie, de doamnă, undeva acolo. Și este un parfum care își face simțită prezența, este persistent, cel puțin pe pielea mea, se simte de dimineață până seara, are siaj, dar cu toate astea nu este genul acela supărător. Adică nu aș vedea pe cineva care să fie deranjat de parfumul ăsta. Este inofensiv, dar în același timp are personalitate și este puternic. Și v-am spus, este un parfum mai elegant cumva, mă duce în zona asta mai elegantă, parcă îmi pun o anumită ținută. Acum nu mă gândesc neapărat la o ținută la 4 ace, la brochie de gală sau ceva de genul, nu merge chiar în zona aia, dar nu-l văd purtat nici cu hainele de la sală sau cu training sau nu, în niciun caz. O ținută office, de exemplu, pentru cineva care lucrează la birou, cred că este un parfum binevenit și îmi place foarte, foarte mult cum miroase și îl asociez cu primăvara. Mai departe, am un alt parfum cu trandafir, ce se întâmplă? Este Flora Botanica de la Balenciaga și dacă puteți voi observa acolo, am consumat ceva din el. Pentru mine și pentru parfumurile pe care le am, este destul de mult, având în vedere că l-am folosit doar primăvara trecută, adică e destul de mult consumat din el. Flora Botanica de la Balenciaga este un parfum cu trandafir, după cum spuneam, însă este un trandafir verde, un trandafir crocant, cred că am mai spus chestia asta, asta mi inspiră, un trandafir crocant, parcă simți așa cum se zdrobește când îl iei în mână. Un trandafir mai tânăr, să-i spunem. Are și cânepă în compoziție și se simte acea cânepă. Are și mentă, eu nu prea o simt. Lumea tot spune trandafir mentolat, trandafir mentolat, dar eu nu simt în mod deosebit acea mentă. Însă este un parfum deosebit față de tot ce am și față de ce am mai mirosit și simțit. Nu am mai mirosit așa ceva ca la Flora Botanica. Acest trandafir verde învăluit de cânepă și mentă și are și o garoafă, este și ușor pudrat,
V-am zis, e și verde, poate fi și supărător. Atenție, poate fi supărător, mai ales dacă dai multe pufuri. Prima oară când l-am folosit, n-am știut exact ce și cum și am dat poate puțin mai multe pufuri. Și după câteva ore, deja parcă nasul meu nu prea era de acord cu ce se întâmplă. Așa că un puf, maxim două, și mai mult nu trebuie, e de ajuns, că după aia s-ar putea să ți se facă rău. Nu este un parfum pentru oricine, asta încerc să spun, pentru că fiind așa de neobișnuit și are și izul acela ușor pudrat, are și cânepa aia și trandafirul, s-ar putea să nu dea bine la stomac, la ficat și la diferite alte organe. Dar mie îmi place parfumul dacă îl folosesc în moderație și îl asociez cu rochii înflorate, probabil și numele mă duce cu gândul la asta, și cu serile de primăvară mai degrabă decât cu zilele, dacă, mai ales dacă sunt foarte călduroase, dacă e foarte cald ziua, parcă e prea mult, dar cu serile de primăvară mi se pare că merge perfect și deja am vorbit foarte mult și am prezentat doar două parfumuri. Bun, hai, mai rapid. Mai am Nomad de la Chloe, am varianta asta micuță și simpatică, care îmi place foarte mult. Eu am luat parfumul ăsta la plesneală, să-i spun așa, de pe Parfumo, pentru că au avut ei acum vreun an sau nu știu când o ofertă dacă luai parfum sau, mă rog, produse de la Chloe de minim, nu știu cât, 70 de lei sau ceva de genul ăsta, primeai un clutch de la Chloe și Chloe, cred că se spune de fapt, da, în fine. Și am luat parfumul ăsta pentru că era cel mai ieftin, miniatura asta, mă rog, nu e chiar miniatură, da, are 20 de mililitri. L-am luat pe ăsta și am primit acel clutch. Nu știam cum miroase și, surpriză, îmi place. Pentru că este un floral mai altfel față de ce au cei de la Chloe. Mie nu-mi place acel Chloe, cred că chiar așa se numește parfumul, nu-mi inspiră nimica în mod special. Și mă gândeam și asta o să fie un floral banal și aia e. Însă, nu e chiar așa. Are mușchi, dacă nu mă înșel, în compoziție, sper să nu greșesc, să nu vorbesc prostii. Ideea este că e un floral spre lemnos. Are acea notă lemnoasă care îl scoate din anonimat și îl face să fie mai deosebit și e super persistent pe pielea mea, din nou. Neașteptat, persistent. Merge foarte bine de primăvară. Mi se pare că este anotimpului. Are și un niz ușor, ușor masculin, poate din cauza celor note lemnoase. Și îl asociez cu geci de piele întoarsă. Mi se pare că se potrivește cu o rochie purtată cu o geacă de piele întoarsă pe deasupra. Da, foarte simpatic parfumul. Și parfumul în sine și sticluța. Îmi pare rău că varianta asta nu are franjuri aceia care sunt la variantele mai mari. Apoi, un clasic la mine pe canal, Terre de Lumière L'Eau de la L'Occitane. Dacă auziți ceva, vecinii mei se ceartă. Așa că, da, sperăm că nu se aude foarte tare. Da, este unul dintre parfumurile mele preferate și în continuare îmi place, da, știu, sunt plictisitoare. V-am remurit cu edictul iarna și cu ăsta primăvara. Doamne, da, nu l-am mirosit de mult. Este un parfum cu bujori și piper roz și acel piper roz taie cumva din dulceața și banalitatea florilor. Și se simte foarte bine pe pielea mea, înflorește la figurat acest parfum și izul acela înțepător așa de piper roșu e fix cât trebuie. Nu e prea condimentat ca să se ducă în zona de parfum de iarnă, parfum prea cald. E fix cât trebuie, v-am zis, ca să nu fie doar un parfum floral și atât. A fost parfumul meu de cununie civilă și m-am simțit excelent purtându-l în acea zi și mă simt excelent de fiecare dată când îl port și, bine, îmi și amintește de acea zi, dar el în sine este un parfum deosebit și dacă nu l-ați încercat până acum, vă recomand să mergeți într-un magazin L'Occitane
dacă aveți ocazia și să-l mirosiți. Apoi trecem la Guerlain. Am două aici. Și anume l'Instant de Guerlain, pe care îl am în sticla originală. L-am prins acum vreo 2-3 ani, cred, în sticla lui originală, pe care au schimbat-o între timp. S-a mai și închis la culoare parfumul înăuntru. Am o relație de love-hate cu acest parfum. Câteodată am momente în care îmi place foarte, foarte mult și m-aș îmbăia în el, dar sunt și momente în care îl miros și îmi zic că nu pot să port așa ceva acum, pentru că mi se face rău de la el. Și asta pentru că are miere în compoziție, cel puțin eu cred că este din cauza mierii. Și câteodată se pare că nu mă înțeleg foarte bine cu acest ingredient. Dar parfumul în sine este foarte frumos, este un floral mieros, dulce, poate puțin cam dulce pentru zilele care sunt ceva mai călduroase. De asta anotimpul lui este strict primăvara, când nu este foarte cald, vara nu pot purta așa ceva. Dar pe la 15-20 de grade maxim, undeva acolo, este perfect de purtat. Sau seara, dacă nu este foarte, foarte cald. Și îmi imaginez parfumul ăsta purtat cu rochii albe, poate și pentru că are flori albe în compoziție, dar mi se pare că merge foarte bine. Eu nu am rochii albe, pentru că nu-mi place să port alb în general, dar îl port cu alte rochii de alte culori, însă îl asociez foarte bine cu rochile albe. Mi se pare că poate să fie cu succes și un parfum pentru o mireasă, dacă mireasa respectivă suportă parfumurile astea florale ceva mai dulci. Ar fi potrivit pentru o nuntă de primăvară, pentru că este un parfum mai deosebit, nu e ceva ce întâlnești la tot pasul, nu este un parfum comun și de asta zic eu că ar merge pe o mireasă și din aceleași considerente cred că are potențial de parfum semnătură. Nu pentru mine, pentru că v-am zis că am relația asta de love-hate cu el, dar fiind așa mai out of the box, ca să spun, cred că poate fi cu succes un parfum semnătură pentru anumite persoane. Apoi, tot de la Guerlain, am Ansolar. Bineînțeles, nu se putea să lipsească. Parfumul bombonică, parfumul cu violete, parfumul dulceac și frumos de primăvară, parfumul cu care poți să alergi pe un câmp de flori îmbrăcată într-o rochie flu-flu. Asta îmi spune mie acest parfum. Este deosebit de frumos și când mă gândesc că la început nu mi-a plăcut deloc, dar absolut deloc, dar, na, gusturile se mai schimbă și acum vreau să-l am mereu în colecție. Și asta și pentru că, v-am zis, pe mine este un miros mai curat decât se simte în sticlă sau pe un bloter. Nu este atât de dulce. Este un miros curat și la fel este un miros deosebit pe care nu l-am mai întâlnit. Mă rog, poate mai sunt clone pe aici, pe acolo, dar ca ăsta nu este nimic și îmi place foarte, foarte mult și mă bucur că mi-a venit mintea la cap, domnule, și l-am inclus și pe el în colecția mea. Mai departe am un parfum cu vanilie, singurul, cred, parfum cu vanilie, care e mai de primăvară așa, și anume Black Vanilla No. 7, un fel de Mambo No. 5, de la The Master Perfumer. Îl știți și pe asta, bineînțeles. Este o vanilie florală. Eu când am luat parfumul ăsta, l-am luat blind, nu știam care e treaba cu el, și mă așteptam la acea vanilie caldă, mai ales că spune Black Vanilla, mă gândeam că e o vanilă mai profundă, mai intensă, mai bună pentru iarnă, dar surpriză. Surprize? Surprize! Nu, este un parfum de primăvară pentru că e mai mult floral decât vanilat și asta pentru că are frezie în compoziție. Are și mosc, dar da, nu pot să spun că îl simt neapărat, cel puțin cu nasul de acum. Cu siguranță nu simt foarte multe. Dar eu văd parfumul ăsta ca pe o vanilie florală și este un parfum de zi cu zi. Nu are foarte mari pretenții, nici n-a fost foarte scump, a fost vreo 30 și ceva de lei, până 50 de lei oricum. Este un parfum de zi cu zi,
de ținute casual, de mers și la cumpărături la Mega, adică se încadrează în zona aia, dar este un parfum frumos. Are și un iz ușor vintage și la început când l-am simțit am rămas așa olea că vintage? Nu vrem vintage în viața noastră. Dar nu e acel vintage supărător care nu este agreat de foarte multe persoane, dar nu este cazul. Este un iz vintage într-adevăr, dar e undeva acolo, în plan îndepărtat. Nu e nimic care să deranjeze, da. Deci ăsta este parfumul de zi cu zi, ca să spun așa. Apoi, am un parfum care la fel m-a impresionat și nu mă așteptam la treaba asta și este vorba despre Burberry Her. Această căpșunică, dulceagă și simpatică și, da, este o clonă după Baccarat, dar Baccarat Rouge, dar are acea căpșună care îl deosebește puțin de Baccarat și este superb parfumul ăsta. Nu credeam că o să spun asta despre el, pentru că la fel, inițial când l-am luat și l-am folosit, nu m-a impresionat foarte tare, dar pe măsură ce l-am purtat, am ajuns să mă îndrăgostesc de el, la propriu să mă îndrăgostesc, fie un limb așa după el. E foarte fain, pe lângă faptul că persistă. Cred că din tot ce m-am arătat, ba nu mai e și Flora Botanica care persistă și ăla, dar și ăsta, băi, persistă până a doua zi. Deci îl simt și a doua zi, cel puțin în păr, dar și pe piele. Dacă stau așa cu nasul în piele, se simte. Și e foarte frumos parfumul ăsta. Mă gândeam că o să fie prea dulce pentru mine, dar la fel, cumva reacționând cu pielea mea, nu se simte atât de dulce. În schimb, e floral, e aerat, ușor de tot dulceac, fix cât trebuie pentru o zi de primăvară, ca să îndulcească zilele chiar și atunci când nu este soare afară. Și este un parfum ușor copilăros, aș putea să spun, da, poate, dar datorită acestui fapt mă face și pe mine să fiu mai jovial atunci când îl port și să am o stare asta așa de ei, ce frumoasă e viața, hai, mergem la plimbare, mergem nu știu unde, sunt dată cu Burberry Her, foarte frumos. Da, mă induce așa într-o stare de asta aproape euforică, aș putea să spun, cine știe ce are în el, mai degrabă de la ăsta, când ne pare, trebuie să spun asta, dar îmi place foarte, foarte, foarte mult și am zis, nu mă așteptam la asta. Primele dăți când l-am mirosit și l-am purtat, eram așa, dar dintr-o dată, bam! M-a cucerit și nu mai este cale de întoarcere cu Burberry Her și îl văd potrivit și pentru vară, pentru serile de vară. Poate ziua la 35 de grade sau mai mult, dulceața aia de la căpșuni, poate să fie prea mult. Dar pentru seară merge foarte, foarte bine, mai ales dacă ești undeva pe malul mării, la o terasă și bei un Hugo, un Prosecco, cu o căpșună, o șampanie cu o căpșună înăuntru. Ce poți să ceri mai mult de la viață? Ce poți să ceri mai mult de la viață? Vedeți, doar l-am mirosit puțin și deja gata, mi-a trecut și răceala, nu, mi-a revenit și vocea. Nu, asta nu. Da, și mai am două parfumuri pe care n-am apucat să le port, dar sunt în colecția mea și vreau să le port primăvara asta. Și prima oară este vorba despre un parfum de la Yves Rocher pe care l-am primit de la ei, Mon Rouge Bloom in Love. Arată așa cutia și scoatem îndată să-l și vedem la față, dacă aș și reuși să fac asta. Doamnelor și domnilor, mă bate o cutie de carton. La nivelul ăsta am ajuns. Bun, hai că am reușit. Acesta este cum? Așa, bine. Mon Rouge Bloom in Love. Ei l-au scos cu ocazia zilei de 14 februarie, însă mie mi se pare un parfum foarte potrivit pentru primăvară și chiar mai mult pentru vară, dar nu mai am răbdare și vreau să-l port, de asta l-am scos. Am și Mon Rouge, dar nu l-am inclus în acest top. Hai să dăm puțin aici, că nu mai țin minte exact cum miroase. Da, gata. Este un parfum floral dulceag, fructat, deși are mai mult listate flori decât fructe, dar eu îl simt mai mult fructat decât floral. O fi o floare acolo care dă un iz așa mai de fruct. Are iasomie, dacă nu mă înșel, dar nu este deloc un parfum greoi.
Ba din contră, v-am zis că mi se pare potrivit și pentru vară. Dacă Mont Rouge este mai pudrat și mai serios cumva, Mont Rouge Bloom in Love este varianta mai tinerească și mai zâmbitoare, să spun așa, a acelui parfum. Se simte ADN-ul lui Mont Rouge, pentru că na, de acolo a plecat. Are acel iz pudrat, dar ușor, ușor pudrat. Se simte undeva în depărtare. Nu e la fel de puternic, nu e la fel de puternic acea notă pudrată ca în Mont Rouge. Este un parfum vesel, eu așa îl cataloghez. Este ceva mai banal decât Mont Rouge, dar cu toate astea o să fie perfect pentru primăvară și vară, de purtat așa, de zi cu zi, cum v-am spus și în cazul lui Black Vanilla. Merge purtat și la piață, și la magazin, și la plimbare, și merge chiar și seara, la o ieșire la terasă. Mi se pare potrivit cu o geacă de blugi, îl văd asociat cu o astfel de ținută, sau cu o geacă de piele nu prea, dar cu o geacă de blugi o să meargă. Bun, și ultimul parfum este White Tea de la Elizabeth Arden. Pe acesta vi l-am arătat într-un haul de la Parfumo. Și la fel n-am ca să-l port, pentru că a fost iarnă până cu două zile. Bine, când vedeți voi clipul, nu se mai potrivește treaba asta, dar ideea este că a durat foarte mult până să vină căldura. Da, am varianta asta mică și foarte, foarte simpatică de White Tea de la Elizabeth Arden. Și este un parfum care strigă primăvară. Și atunci, în acel haul de la Parfumo, l-am asociat cu luna aprilie, în care suntem atunci când postez acest clip, și îmi mențin în continuare părerea, doar că acum îmi miroase mâna a Mont Rouge de la Yves Rocher și nu prea mai simt pe ăsta. Ia să-l dăm puțin așa în capac, ca un youtuber respectabil ce sunt. Da, hai să mirosim cu cealaltă mână. Da, este un parfum ușor pudrat. Și am zis că îl asociez cu luna aprilie și cu zilele ploioase de primăvară, cumva. Dar nu zile din acelea în care plouă și plouă și plouă așa mocănește. Și e mohorât și nu se mai închide odată robinetul ăla din nori ca să se oprească ploaia. Nu, îl asociez cu o zi de primăvară ploioasă, dar o ploaie din aia așa caldă, o ploaie trecătoare, și îmi imaginez cum curge apa din copacii proaspăt înfloriți și înverziți, cum curg așa picăturile pe frunzele alea verzi, de un verde din ăla crud, și pe floricelele din copaci. Cu asta asociez parfumul acesta, White Tea. Are și o notă verde în el, nu mai țin minte exact care era. Era un fel de plantă aromatică, dar nu mai rețin. Și poate de asta mă și duce cu gândul la copaci înverziți, copaci în acel verde crud pe care îl vedem doar primăvara. Dar este un parfum care strigă primăvară și nu se putea să nu-l am și eu în colecție. V-am zis că de mult era pe listă și acum am reușit să-l cumpăr. Și sticluța asta este adorabilă, adorabilă. Urmează Green Tea, dar pe ăla las mai spre vară, pentru că ăla este clar un parfum de vară care poate fi purtat și la 40 de grade. Foarte, foarte frumos și de-abia aștept să îl port, pentru că m-am spus că nu am apucat. Și acum, fiind aprilie, se potrivește numai bine. O scurtă ploaie mai trebuie și e de ajuns. Acestea sunt parfumurile pe care de-abia aștept să le port primăvara aceasta. Bineînțeles că vă aștept și pe voi în comentarii să-mi spuneți ce parfumuri agreați voi primăvara, care sunt preferatele voastre în acest anotimp. Poate avem câteva preferate comune, sau poate că nu. Nu știu, spuneți-mi în comentarii. Sper că v-a plăcut acest clip parfumat. Eu, cu siguranță, sunt extra parfumată acum. Miros de toate, ca să spun așa, ca o shawarma, doar că miros mai bine ca o shawarma. Nu știu ce a fost cu această comparație. În fine, sper că v-a plăcut clipul, după cum spuneam. Și vă mulțumesc, ca de obicei, foarte mult pentru vizionare și ne auzim la clipurile viitoare. V-am pupat! Pa!